Rușii s-au aliniat într-o gară din Moscova ca să-și comande ceea ce ar putea fi ultimul lor Big Mac din puținele restaurante McDonald's rămase deschise în țară. Cel mai mare lanț de servire a burgerului își închide ușile în Rusia după mai bine de 30 de ani, astfel devenind unul dintre cele mai mari branduri globale care pleacă din această țară, ca urmare a războiului dus de Moscova în Ucraina. Ieșirea McDonald's încheie un capitol din istoria companiei americane care a început să servească burgeri în Rusia, devenind simbol al capitalismului american. Compania a decis deja să-și închidă temporar restaurantele din țară în martie. Acestea au inclus renumita locație din centrul Moscovei, unde au fost bătute recorduri globale la deschiderea de pe 31 ianuarie 1990, cu mai bine de 30.000 de oameni aliniați după colț pentru un Big Mac care costa 3 ruble. McDonald's plănuiește să vândă 84% din cele aproape 850 de restaurante din Rusia către un cumpărător local. Viitorul restaurantelor rămase, operate prin francize, este neclar. Noi proprietari nu vor putea folosi numele McDonald's, logo-ul, brandul și meniul. Aceasta duce la îngrijorările unora că va avea de suferit calitatea produselor.